Cădările de zăpadă nu-i vor mai pune în dificultate anul acesta pe responsabilii cu dezăpezirea străzilor din Ploiești. Cel puțin așa susține operatorul de salubritate, care se va ocupa și de dezăpezire și care deja are în depozite stoc de materiale antiderapante, plus că s-au făcut investiții și în parcul auto. În total, în caz de ninsori, sunt pregătite să intervină 13 mașini de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de 3 până la 5 tone, 29 de utilaje performante pentru îndepărtată zăpada cu o viteză de deplasare de peste 30 de km pe oră, 7 mașini de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de peste 10 tone, 5 sărărițe electrice pentru trotuare și 5 încărcătoare frontale. Ne-am gândit că s-a încercat și acum un an să se facă pe zone, să punem în fiecare pasar, la fiecare pasarelă câte o mașină să fie de permanență, ca să zic așa, și intervenția să se facă strict la momentul potrivit. Adică nu mai aveam timpul acela de așteptare care se pierdea și se puteau întâmpla accidente. În momentul în care noi avem o atenționare deja primită, atunci o oră ne este suficient. Pentru că dacă am atenționare, atunci mă pregătesc, nu stau în momentul în care mi-a spus hai să interviu, să pun lama. Lama este pusă atunci. Eu doar atunci încarc cu material antiderapant și am plecat. Deci, după cum vedeți, se scurtează foarte mult timpul acesta de așteptare și de intervenție. Și pentru ca experiența neplăcută de anul trecut, când zăpada a blocat o serie întreagă de străzi, iar traficul a fost dat peste cap, să nu se mai repete, polițiștii au luat și ei măsuri de siguranță. Vom ataca cu precădere arterele de categoria 1, arterele cu valori de trafic însemnat, după care, în etapa a doua, vom urmări să descongestionăm și să redăm traficului arterele secundare. Ce veți verifica în mod deosebit, în așa fel încât să nu mai existe problemele de anul trecut? Existența utilajelor, da? Acestea să intervină acolo unde sunt trimise. Existența materialelor antiderapante, să nu mai existe acele disfuncționalități. Am verificat și conform listei și caietului de sarcini sunt utilajele menționate acolo. Mai mult decât atât, le-am solicitat să aibă în vedere și varianta în care există o iarnă foarte grea pentru a suplimenta acest număr. Cu ajutorul utilajelor, zăpada va fi îndepărtată de pe 902 străzi ale orașului. Ca material antiderapant se va folosi 1500 de tone de sare, 5000 de tone de nisip și tot atât de clorură de magneziu, cantitățile putând fi suplimentate dacă va fi necesar.